Bună ziua și bun găsit, dragii mei! Suntem într-un decor de vis, un decor care te poartă așa în timp, undeva la începutul secolului 19, un decor foarte frumos, un decor care vorbește despre rădăcinile neamului românesc și despre gospodăria țărănească. Trebuie să vă mărturisesc că această vizită ne-a fost înlesnită de domnul Ștefan Bogdan Oprișan. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați adus la Lupești, la Mănăstirea Cașin și mulțumesc gazdei noastre că ne-a primit așa de ospitalier, domnul Cristi Homeică. Am zis că este nemaipomenit, am rămas fără cuvinte și trebuie să vă felicit, trebuie să încep acest material prin a vă felicita, domnul Cristi. Mulțumim! Eu n-am știut, recunosc, domnule Oprișan, de această gospodărie țărănească. Am aflat întâmplător de la dumneavoastră și iată că mai descoperim oameni care își iubesc rădăcinile, care sunt mândri de rădăcinile și de neamul românesc și conservă, așa cum știu ei mai bine și cum pot, cu propriile mijloace, tot ceea ce au primit de la înaintași. Nu? Da. Le pun la rang de cinste. Dacă o să vedeți, dragii mei, o să tragem așa un tur de forță prin toată gospodăria, să vedeți de ce zic treaba aceasta. Vă mulțumesc, domnule Cristi Homeică, pentru că ne-ați spus. Mulțumesc, domnule Ștefan Bogdan Oprișan. Cu mare drag. Mare plăcere. Noi, eu am mai fost la domnul Cristi odată, cu o doamnă avocată, o prietenă de la București și un istoric de la Turnul Severin. Domnul Homeică nu era acasă data trecută, doar mi-a spus cum să intrăm, am sărit cumva gardul și am intrat și am făcut o vizită scurtă, dar astăzi am profitat că dumnealui este acasă și ne-a explicat cât de cât, în linii mari, într-un timp scurt, cam toată colecția dumnealui din această ogradă, care este impresionantă pentru că cuprinde foarte multe, din foarte multe domenii și din foarte mulți ani. Eu eram un pic curios la dumneavoastră să vă întreb, că profit acum că vorbim relativ mai liniștiți, așa că noi ne-am mai salutat pe stradă, dar efectiv să stăm de vorbă două minute față în față. Era curios toate lucrurile astea adunate. Pentru dumneavoastră bănuiesc că este un hobby, o pasiune, o dragoste față de ele. O să nu se pierdă tradiția, obiceiurile și să duce mai departe. Mai... Așa. Și pentru dumneavoastră, cine vă vizitează? Cui le expuneți? Cine care ai plăcerea prietenii să vadă, în general, prietenii, mă gândesc. Prietenii noștri. Care... Am văzut că au fost și copiii fost de la copiii școala din școală, Cumin, dar din Onești nu vin. Nu, dar nici nu știm. Nu știu nimeni. Deci dumneavoastră aveți o mică comoară cunoscută, foarte puțin cunoscută și ascunsă, așa? Și cunoscută foarte puțin chiar și la nivel local. Deși aveți foarte multe. Dumneavoastră, ca să expuneți, să aveți ușa deschisă pentru publicul larg. Ca să puteți totuși într-un final și să tăiați un bilet la cine intră aici și să aveți cumva o recunoaștere financiară pentru că toate costă. El într-adevăr e vechi, dar toate costă chiar și întreținerea lor. Ce sau care ar fi pașii sau cum ar putea cineva să vă ajute sau... Nu știu, ar putea fi o sursă de finanțare de la o sponsorizare sau autoritățile locale sau pe fonduri proprii. Care ar fi varianta ca să poată să fie efectiv un muzeu, dacă putem să-i spunem așa, un muzeu rural, din care să puteți să beneficiați de un circuit turistic, de oameni care să plătească un bilet pentru că aveți cheltuieli. Ce ar trebui făcut? Nu m-am gândit la asta, ce să vorbesc. Sau poate trebuie promovat, trebuie... Dar n-ați gândit-o niciodată ca o afacere, ați gândit-o doar dragoste pentru sufletul dumneavoastră, pentru familie și prietenii apropiați, pentru tradiții, să le salvați. O să întrerup un pic discuția, cu permisiunea dumneavoastră. Vreau întâi să-l întreb pe domnul Homeică, de unde a început pasiunea aceasta, pentru că ne-am plimbat, am făcut așa un tur de forță în toată gospodăria și am remarcat că sunt atât începutul secolului, avem primul război mondial, avem obiecte din al doilea război mondial, am văzut foarte multe de etnografie și folclor și când zic asta mă refer la obiectele alea țărănești din gospodăria țăranului român și cel mai important sunt din gospodăria țăranului din Mănăstirea Cașin. Atenție, foarte important acest aspect. Faptul că avem un astfel de muzeu mai puțin cunoscut,
Noi locuim, să zicem, un pic aici, foarte aproape, dar n-am știut la câțiva kilometri de dumneavoastră, dar n-am știut de această minunăție din casa dumneavoastră, că aici chiar efectiv locuiți, nu stați așa, da. E un muzeu, să zici, că dumneavoastră zi de zi aici stați printre minunile astea. Da. Bunicii mei la Curița, în anii 90, să zic, a murit bunicul, avea 100 de ani, s-a purtat cu porți rănesc până... Serios? Da, și, da, cu isar, cu ei, cu așa, și multe vechi avea, și bunica a mai trăit, mi-a mai dat mie așa, și tot am început să-mi placă, și ziceți, adunat. Doamne, nu trebuie să se piardă. Da, să nu se piardă tradițiile și toate obiceiurile, și tot le-am strâns. Și, ca ai cum a venit, orice prieten a venit, i-a plăcut... V-am mai adus câte un obiect, am înțeles. Deci s-a adunat, sunt 2000 și 300 de exponente până acum. Sunt foarte multe, da. Foarte multe exponate aici. Este foarte bine că le păstrați, pentru că poartă amprenta istoriei, locurilor, a oamenilor, a obiceiurilor până la urmă. Pentru că am văzut obiecte și de la, să zicem, de la țesut. Cum da. Se făcea atunci. Am văzut și de obiecte care împodobeau casa. Mi-a spus de acel obiect care dădea forma lutului, să aibă o formă da, frumoasă. Da. Toate înseamnă românism. Nu? Da. Toate înseamnă toate românism. Este... Și practic e ca și cum ne-am întoarce așa în timp, da. La bunicii noștri, în gospodăria lor, și am descoperit putineiul, cum bătea bunica mea, Dumnezeu da. Să o odihnească în pace, cum băteau și făceau unt. Este extraordinar ceea ce se întâmplă și vă felicit. Regret foarte mult că n-am știut de acest loc până acum. Mă bucur că am aflat de el și mă bucur că sunt oameni ca dumneavoastră, domnul Homenică, pentru că... Da, mai puțin. Mai puțin. Da. Chiar deloc în comună aici. Dacă comună, stau nu, să mă gândesc, nu cred că mai este nu cineva este, să aibă valea noastră, acasă, mănăstirii, acasă, nu este. Sunteți, într-adevăr. Da. Dar să știți că cu dumneavoastră și cu oameni ca dumneavoastră, cred că mai sunt în România. Cred că avem o speranță, să nu ne pierdem rădăcinile. Măcar să da. Le conservăm și să le arătăm noilor generații, pentru că ele sunt expuse și sunt din toate domeniile, de la agricultură, la țesut, la făcutul produselor lactate, viticole, deci acoperiți da. Un pic de toate, chiar și de război, chiar și din vânat, deci acoperiți un pic toate domeniile din istorie. Inclusiv prelucrarea lemnului, inclusiv am văzut care... da. Țapine, nu? Da? Dacă nu da. Greșesc, da. Sper țapine, să nu da. Greșesc. Și mașina așa? De făcut șindril am văzut-o. Da, este da. Nemaipomenit. Toate acestea vorbesc despre istoria locurilor de aici. Este munca în spate. Așa cum spunea și domnul Oprișan mai devreme, în spatele acestor obiecte este o istorie, dar și dorința de a le întreține presupune niște bani. Da. Vă gândiți să introduceți cumva sau să cereți ajutorul administrației locale să vă ajute să introduceți totuși acest loc minunat, care e gospodăria dumneavoastră până la urmă? Ați fi de acord să-l introduceți într-un circuit turistic? Să vină oamenii da, să... Da. Nu m-am gândit la asta, dar... N-a spune nu, da. Ideea principală e că nu l-am întrebat dacă nu v-ar deranja ca să vă calci curtea. Mai mulți oameni, că oamenii vin, ei ating, pun mâna, probabil că sunt multe lucruri. Probabil că aveți multe lucruri de suflet care nu vreți să vi le ating așa tot. Știți că oamenii vin curioși, pun, trebuie... Să atingă tot. Nu, nimic, nu e nicio problemă. Vă face plăcere să înțeleg dacă v-ar călca curtea. Da, eu zic că un pic de implicare cu ajutorul administrației locale, de ce nu, și autorităților județene, pentru că este un muzeu de etnografie și folclor. Este un muzeu ce vorbește despre neamul românesc. Nu? Da. Poate etichete se explice, pentru că noi acum am avut parte de prezența dumneavoastră și de prezența altor oameni de aici din zonă care ne-au explicat, dar nu știm despre toate. Iar generația mai tânără ca noi, cu siguranță, nu are nici măcar idei ce. O să zic că sunt piepteni sau ce știu eu ce nu sunt. Nu știi, da. No? Adică trebuie cumva să găsim o modalitate. Nu știu că e aparat de făcut și drila și ce ingenios făcut și cum știa țăranul român să-și facă treaba ușor în gospodărie. Da. Noastră ați prins obiectele, să zicem, la muncă, ca să mă refer la țapinele, cum foloseau atunci, așa, ați mai prins? Mai puțin, da. Vă aduceți aminte de acele vremuri? Erau oamenii mândri de costumul lor popular? De exemplu, bunicul dumneavoastră. Da, bunicul, da. Putea să-l convinge să nu-și poarte costumul popular? Nu, dar nu mai purta nimeni în și bondița, nu? Bondița și până... Așa și l-a mormântat. Așa l-a mormântat? Da. Așa cum se au mormântat? Că nu mai în comună. Țăranii din tot neamul nostru. Da. Dar el a purtat până la... Până la final. Da.
Până pe ultimul național. Drum, am înțeles. Da. Bunica tot la fel, costum tradițional? Da, tot așa, da. Da, deci, tot așa și bunica. Să înțeleg că încă mai există speranță. Am văzut la dumneavoastră o piesă care m-a emoționat foarte tare, la ta Drezestre. Fata o primea atunci când se mărita și era plină cu tot soi de, să zicem, lucruri foarte fine, elegante pentru... Țesutii tot în de ea acasă, corect, da. Ca să vadă că e gospodină, nu merge așa. Aș voi adăuga un lucru, că domnul Homei, că ne spunea la început când ne prezenta toate, că dumnealui este chiar un meșter local, un meșteșugar care lucrează lemnul. Cum e șarpele care îl vedem de aici, un șarpe cât să aibă, 5 metri în lungime, o să-l arătăm poate pe cadru. Da, da. Deci cumva dumneavoastră nu sunteți doar colecționari și le expuneți, dumneavoastră chiar mai și faceți anumite lucruri meșteșugărești după... Mai dăm viață. Cum da, le dați viață sau le modificați sau le dați o altă destinație, da. Spre exemplu cum ne-a spus cu clopotul din spate, poate o să-l vedem și pe el. Deci dumneavoastră sunteți un... Creator. Un creator, da. Da? Un meșteșugar al locului care aveți și un serviciu de zi. Nu? Da. Deci, un job normal. Care vă aduce banii să întrețineți aici. Munca de pe zi, din timpul săptămânii, să cheltuie aici, în gospodărie. E nemaipomenit ce faceți. Acum vă întreb un lucru. Familia dumneavoastră, pentru că, na, dumneavoastră singur nu puteți face, trebuie să aveți și susținerea familiei. Familia cum reacționează și copiii? Cum sunt? Că am văzut că au venit foarte mulți copii și au vizitat. Cum au reacționat când văd produs, când văd exponatele? La... Oricare cine a venit și copiii și familia, că zici de familie, le plac, mă ajută. Sau, da? Copiii, dacă ne-a vizitat, au rămas încântați. Școala, am înțeles. Sau... Au cerut explicații? Știau obiectele? Nu știau, le-am arătat. Nu știau. Am înțeles. Nu știau. Erau așa neinițiați, ca să zicem. Dar poate și profesorii au încet. Da. Au început să învețe. Uite, asta este, nu? Da. Adică... Cred că avem o șansă să, prin astfel de locații, să nu ne pierdem istoria, nu? Da, așa e foarte bine. Familia, am înțeles că vă susține în acest demers al dumneavoastră. Copiii noastre iubesc aceste obiecte, că-s de la bunici, de la... Și ei mai adună. Și ei mai adună? Da, deci asta m-ai transmis și la generația următoare, ați transmis pasiunea asta de conservare a obiectelor vechi, românești, autentici, țărănești. Într-un final, că ele sunt lucruri de gospodărie rurală, nu sunt lucruri de oraș, ca să spunem așa, de la blocuri. Da, toate sunt de la țară. Toate sunt numai de la țară. Este excepțional ca să reușiți să transmiteți mai departe. Și bănuiesc și din copiii care v-au vizitat zilele trecute, probabil să vă reîntoarce cu alte cunoștințe, cu alți prieteni, să vă treacă pragul curții. Pentru că e excepțional. Ați fi dispus, v-a întrebat domnul Oprișan în începutul acestui interviu, să vă treacă oamenii pragul. Nu v-ar deranja? Nu m-ar deranja, mi-a fost plăcere. Serios? Oricând. Pentru că ne-a sunteți acasă, aici locuiți. Adică dacă e timp sâmbătă, duminică, să bată cineva la poartă, ne dați drum, o să vedem. Îmi face plăcere. Am înțeles. Vă gândiți să puneți așa o pancartă la poartă, ziceți muzeu? Nu m-am gândit. Asta. Nu v-ați gândit? Am înțeles. Nu, pentru că vin foarte mulți, chiar zilele trecute am remarcat foarte multe mașini de Galați, chiar și astăzi am văzut care merg înspre Scutaru, din toată România. Așa, merg și probabil că dacă ar ști de muzeul dumneavoastră, știți cum e, ar opri 10 minute, un sfert de oră și s-ar minuna de ce frumusețe aveți aici, pentru că nu vorbim numai de obiecte, zicem, din gospodărie, inclusiv de scoarțe țărănești, țesute în casă de bătrâne. Nu? Cum se purta înainte. Război, da, bine, se purtau și scoarțe pe pereți, dacă mi-aduc aminte bine, nu? Așa puneau bătrânele pereți. Noastre, nu? Și pe jos și pe pereți, numai țesute. Și toate sunt țesute cu motive ale zonei, din locația noastră, a Mănăstirii Cașa. Spuneați că sunt făcute de la noi din comună, nu sunt aduse din alte zone. Doar zonele noastre sau până în prejurim. Aveți și costume, să zicem, populare românești, de la bunici, de rămase? Nu, mai am câteva cămeși, iei, așa am ceva. Am înțeles, am catrințe-ți ceva. Da, foarte frumos. Da, excepțional. Puține. Este mai tânăra generație, domnul Humeic, vă întreb treaba asta, mai este așa aplicată, dumneavoastră aveți pulsul, vin și cei tineri, vin și cei mai puțin tineri, mai este aplicată sau interesată să conserve tradiția obiectele acestea vechi? Nu. Nu? Credeți că de se va pierde dacă nu se vor lua măsuri? Părerea dumneavoastră. Se va pierde
din partea lor, din partea mea, nu se va pierde bine, niciodată. Bine, nu vorbesc de noi, clar, asta nu, da. Pentru că atunci cât mai suflăm pe acest pământ, da. Cu siguranță noi o să rămânem standard așa al românismului, să încurajăm și să promovăm astfel de... De asta am și venit la dumneavoastră. Dar dacă ceilalți, că mai vin din spate tinerii, mai promovează tinerii? Nu mai promovează. Nu mai promovează, nu? Bănuiesc că de multe gospodării țărănești, bătrâni, cred că foarte multe din ele se aruncă. Dacă se demolează casa sau modernizează foarte multe la gunoi. Așa este? Așa este, da. Și am mai remarcat și dinainte de a intra în gospodărie la dumneavoastră, am remarcat o poartă veche, cu foarte multe de dantelărie, așa o adevărată broderie. Da, de tata mea a făcut. De tata dumneavoastră, am bănuit, sinceră să fiu. Și am mai remarcat un lucru, ce îmi place și la Cășunen, dar și la Mănăstireni. Poarta albă, impecabil de curată. Zici că atunci a terminat de văruit sau de vopsit. Da. Deci e un simbol al curățeniei. Ar mai fi de adăugat că... Tata domnului Homeico a făcut cantonul din Haloș. În Haloș, da. Care tocmai a rămas fără el, din anumite motive. Serios? Da, da. Nu s-a fost rămas? Da, zilele trecute, acum doar răstivuite lemnele. Este numai de lemn era. De este lemn făcut, deci, lucra la mână. Deci, cum tata dumneavoastră lucra... Bunicul meu era cantonul făcut de bunicul meu. Am înțeles. Iar bărnele... Tata tot așa a lucrat în domeniul lemnului. Și Mai puțin, dar rămâne acolo ceva, rădăcina. Ce era special la cantonul ăla, din câte știu eu și poate îmi confirmați dumneavoastră când am apucat să vă întreb. Știu că a fost lucrat la mână, dar bârnele erau fixate între ele cu cuii de lemn, nu cu cuii de fier. Da. Da? Deci toate erau până și cuiile erau prelucrate. Așa era tehnica atunci? Da, așa a fost făcut ăla, că făceau tot felul, dar... Era cu lemnul estetic la încheiat așa la colțul și cu cuii de lemn fiecare. Am înțeles. S-a pierdut meșteșugul ăsta, părerea mea. Este greu dacă de făcut. Dacă am pierdut clădirea. Da. Spunea tata că cum erau încheiete, putea să le trească cu boie, nu se strica. Serios? Așa era bine, făcut de bine? Da. Adică știau bătrânii noștri să facă treabă serioasă, așa temeinică. Nu făceau așa treabă când bate vântul mai tare să se dărâme, nu? Da, ar fi păcat să nu primiți ajutor și de ce nu să deschideți aici un mic muzeu, pentru că cu toată stima și cu tot respectul, cu toată admirația pe care pot să o am, ceea ce aveți aici noastră în gospodărie, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și putere și bănuți. Okay. Dar să le întrețineți, pentru că doar întreținerea costă. Da, pentru că aveți foarte multe, câte ați zis? 1300? 1300 i-am. 1300 de exponate aici și... necesită timp și necesită atenție și ca la orice gospodărie, nu faci numai astea, mai faci altceva în casă, că așa trebuie, nu? Omul gospodar face de toate, nu face numai asta. Oricum este remarcabil și trebuie să vă felicit, sunteți un om de toată isprava. Mulțumim. Da, a fost o după amiază plăcută la dumneavoastră, pentru că eu multe din ele, având 42 de ani, cumva le mai știam, dar nu le-am mai văzut de 10 de ani. Deci cel puțin 20 de ani când n-am mai văzut astfel de produse sau astfel de instrumente. Și astăzi mi-a făcut plăcere, parcă am făcut un salt în timp, în copilărie, așa, la bunii și la țară. Și mi-am adus aminte și jugul cum se punea la vacă. La vacă și secerile chiar și secera de... Nu e aici, e pe alt perete, secera pentru cocine, aia lume de care am vorbit. Deci am retrăit foarte multe amintiri care sunt foarte plăcute. Să faci un salt în trecut, astăzi când suntem în era tehnologiei, toată ziua cu telefonul și ne uităm pe Facebook și TikTok. Da. Este o plăcere desăvârșită să vizitezi o astfel de locație, fie și pentru câteva ore, doar să stai în ambientul ăsta, fie și pentru un pahar de apă câteva minute, este ceva emoționant și te încarcă cu energie pozitivă, o stare de bine. Nu? O întrebare. Îmi place în timp. Da, exact asta este. O întrebare. Când ați fost noastră în copilărie, ați participat la șezători din astea? Se făceau înainte? Aici? Nu prea. Se mai făceau înainte. Se făceau șezături. Adică se adunau oamenii și uite, strângem de porumbul. La curăța porumbul, da. Așa. Era plin, se făceau și veneau așa oamenii. Veneau cum toți. Era? Povestiți-ne un pic așa, veneau vecinii, veneau prietenii, cu prietenii, da? Și se adunau și desfăceau porumbul fiecare, da?
Dar și aveam un parc cu must. Da. Frumos! Cu și pastramă domnul, de oaie. Da. Domnul Homic, eu l-am mai urmărit pe Facebook, el duce tradiția mai departe, nu mai e chiar cu porumbul, dar mai taie animale mai împreună, pastrama, mai face cu pastrama, cu vinul, cu petreceri, încă mai cântă cântece românești vechi. Da, deci încă mențin, s-au schimbat un pic, nu mai e șezătoarea clasică, dar adunările de oameni care fac chestii împreună, ei încă mențin au un grup frumos, tot ca o șezătoare mai în zilele noastre. Și asta e un alt lucru fenomenal care nu mi-am permis să rog până acum, dacă o bunăvoință a dumnealui, am să mă rog, poate mă invita și pe mine o dată, că are multă pace. Dacă e să asta. Știți ce vreau să vă mai întreb? Au mănăstirene așa vreo rețetă aparte la pastrama de oaie? Pentru că știu că așa... Nu e, că e... Îi place după gustul lui. După gustul lui, dar ceva, un secret de la bunici, dacă e de la tata, uite, dom'le, face așa, pui ăsta aici, nu ar fi așa... Nu prea? Nu? Fiecare după cum da, după gustul lui sau ce. Pentru că știu că, mă rog, și la mănăstire, dar și la cașin, sunt foarte mulți oieri. Și obiceiul ăsta de a tăia o oaie, de a tăia un ied, de a-l prepara într-un anumit fel, arată, dom'le, cât de gospodar ești, dar nu? Dar mulți face... cu tot felul ce au ieșit din comerț, toate chimicale, noi nu, nu, nu ne place faceți? Cu ăla, cu ce? Cu sare, cu ce, usturoi, cum e o odinioară, nu? Da, cu ceva. Cimbru, cu din astea, da, așa, cu cimbru, nu mergem cu alea natural, din comerț, fără reclame la alte firme, am înțeles. Nu. Și eventual sare mare, grunjoasă, sare nu mare, pune de aia fină așa, nu, niciodată, obrazul și cartoful, dacă îl coacem cu sare mare. Adevărul că da, într-adevăr, așa în gospodărie la bunica, așa era și la ei mei bunici, cred că la toți bunicii așa au fost în gospodărie, aveau o sare mare și grunjoasă și cu aia puneai și în mâncare și în cartof cu șpoc. Așa este. V-am întrebat toate acestea pentru că, știți, încet, încet lucrurile se pierd, din păcate. Să faci un caș bun, să faci o brânză bună, să faci o pastramă bună, să faci un cârnaț de casă, lucrurile astea nu se mai... Fiecare face, dar parcă nu mai știm să facem cum făceau bătrânii noștri, nu? Să afume cum făceau bătrânii noștri. Nu? Da, fuma cu lemn de pej, că uita să... Lemn de pej. Da. De pej, da. Bravo, bravo, așa este. Da, era o tradiție, adică erau gospodari țăranii noștri. Gospodare. Nu erau așa să stea, nu stăteau pe telefon și de-aia pe... De-aia trăiau 100 de ani. De-aia că erau gospodari. Îi țineam... Și mai din comerț. Și 50, nu numai de asta, dar 60. Și munca îi ținea în formă. Și munca, pentru da. Că ei, și munca, da. Când se crăpa de zi, erau pe câmp. Da. Nu? Așa mișcare, da. Am prins bunica când se lumina, era pe câmp, nu mai era acasă în bătătură, în gospodărie, da, până nu? Să asfințea soarele. Așa este. Și odată găinile se închina și se ruga măicuții Domnului să o ocrotească. Așa cred că era. De acolo și vorba cu zi lumină de muncă, nu? Da? O zi de muncă e zi lumină, așa spunea. Așa nu, 8 ori, 7 ori jumate, stai că mă doare spatele. Ziua de muncă era pauză zi lumină. De masă, nu mi-a pauză de somn, nu? Alte vremuri, alte timpuri care s-au pierdut, dar uite că încă mai vorbim de ele și mulțumim dumneavoastră, le mai conservăm un pic din trecut și ne aducem aminte cu drag și cumva salvăm valorile astea, care sunt niște valori care fac parte din istoria neamului românesc, istoria noastră. Noi dacă nu ne știm istoria, cumva nu putem să înțelegem prezentul. Și atunci toate lucrurile care le-ați colecționat dumneavoastră au o valoare inestimabilă. Dacă cineva spune, mă, un vas costă, poate să-i dea o valoare, în realitate n-ai cum să-i dai o valoare, că, cum să vă spun, prin istoria obiectului în sine nu poți să o materializezi în cifre, nu poți să o pui în bani, să spui, mă, are un preț ca un produs din magazin astăzi. Când magazin știm, l-am pus, l-am făcut, e 7 lei, 10 lei, ei, dar produsele care le aveți sau lucrurile care le expuneți dumneavoastră aici, n-ai cum să le dai o valoare financiară din punctul meu de vedere. Cred că sunt doar atât de inestimabile. Doar una emoțională, emoțional, da, da. Nouă preț. Nouă preț. Indiferent cât mi-ar oferi cineva un obiect, nu l-aș... Și sunt perfect de acord chiar cu dacă aș avea nevoie. Lasă, că e gospodar în far, nu? Acolo, bravo, înțeles, da. Felicitări dumneavoastră. Suntem într-o perioadă cu totul specială și nu întâmplător, eu zic că lucrurile nu se întâmplă, că așa se întâmplă, e într-o ordine firească. Suntem în săptămâna patimilor, nu? Și iată că dumneavoastră, deși cred că aveți multă treabă astăzi în gospodărie, este... e ca tot drumul în gospodar, tot, nu? Că joia se fac ouăle roșii, așa știu eu, din tradiția populară. Se face cozonace. Așa, așa. Da, e tradiția, ouăle roșii se fac joia. Da. Vă mulțumim că ne-ați primit. Eu am zis că nimic nu e întâmplător și că iată, vorbim de neamul românesc în săptămâna mare și o să urmeze o perioadă cu totul asparte, în care toată creștinătatea se bucură de un moment magic, învierea Domnului Iisus Hristos, nu? Vă mulțumim că ne-ați primit. Vă zicem sărbători luminate, binecuvântate.
Dați-mi voie să vă salut și eu și să vă strâng mâna, mulțumim, să vă felicit cu inima pentru tot ce faceți dumneavoastră, pentru tot neamul românesc, chiar dacă dumneavoastră vă desfășurați activitatea într-o comună relativ micuță și cumva un pic necunoscută, dar vă felicit din inimă pentru că ce faceți aici trebuie să se promovăm la nivel cel puțin național și să aveți parte de cât mai mulți vizitatori în ograda dumneavoastră. Sărbători și fericite și eu, mulțumim frumos! Și o ultimă idee pe final, domnul Cristi, vă puneți o pancartă la poartă și ziceți muzeu la Homeică sau nu știu cum vă gândiți dumneavoastră. Hanul Homeică. Sau Hanul Homeică, dacă așa i-a plăcut la domnului. La Han trebuie să-i punem și camere de cazare. Așa este și să vină și Hangița. Dacă tot vorbim, nu? Da. Bineînțeles. Doar glumim deocamdată și eu țin să vă mulțumesc în mod deosebit că ne-ați primit la dumneavoastră aici în gospodărie, în Bătătură. Mulțumesc încă o dată, domnule Oprișan. Mulțumesc celor care ne-au urmărit și ce să vă zicem. Sărbători binecuvântate, dragii mei, alături de cei dragi și multă lumină, pace în suflet și sărbătoare în casă.